Pe 26 februarie 2015, polițiștii Biroului de Combatere a Fraudelor Vamale din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Suceava au organizat o acțiune pe rasa municipiului Suceava și localitățile limitrofe pe linia prevenirii faptelor de contrabandă, evaziune fiscală și comerț ilicit. 39 de societăți comerciale, persoane fizice, întreprinderi individuale sau familiale au fost verificate. 13 sancțiuni contravenționale au fost aplicate în valoare de 55.000 lei. Au fost confiscate de asemenea bunuri în valoare de 1.920 lei, constând în țigări, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.